Semifinală, o semifinală surprinzătoare cipriană, nu pentru că a ajuns aici Paola Mataele, care l-a învins prin knockout pe Sebastian Chira, ci datorită faptului că Andan Rezović din Bosnia l-a învins, poate surprinzător pentru cine nu a văzut partida, pe Peter Vondrăcic. Rezović? Rezović, l-a mai învins odată pe Peter Vondrăcic. Deci probabil că i-a fost puțin teamă. Da, poate așa se explică și felul în care a luptat rezervarea celor doi. Da, a fost foarte temător, a fost un defensivă. Acesta este primul luptător care va urca în ring, Adnan Rezović, 30 de ani, 1,88 m, 102 kg, care l-a învins în sferturi pe Peter Vondrăcic. Interesant în kickboxing și Rezović. Exact, are 22 de meciuri, din care 17 victorii și 5 înfrângeri. 11 le-a câștigat prin knockout. A susținut meciuri și în boxul amator, aproximativ 40 de meciuri, ceea ce înseamnă ceva. Deci are experiență și pot să spun că are lovituri de brațe foarte, foarte bune. Cu siguranță se bazează pe acest gen de lovituri, pe croșe și direct. Bineînțeles, și am observat că are și lovituri bune de picior. L-a învins prin knockout în prima repriză pe Sebastian Chira. Domnilor și domnilor, din Noua Zeelandă, Paola Mataele! Oponentul lui Rezović este Paola Mataele, numărul 87 mondial în clasamentul K1. Are 29 de ani, 1,98 m, 115 kg. Este poreclită Tornada Mataele, este adevărat. S-a urnit mai greu Mataele în sferturile de finală cu Chira, dar exact a fost ca o tornadă, nu s-a mai oprit. Exact, are lovituri foarte puternice și bineînțeles că profită de înălțimea pe care o are și are un fizic pe măsură. Și el provine din box, a fost de două ori campion al Noii Zeelande, la fel ca și Rezović, care a fost un binecunoscut boxer la amator pentru Bosnia și Herțegovina. Deci vom avea o semifinală în care ambii luptători se bazează pe loviturile de braț. Arbitru în ring, domnul Cezar Gheorghe. Mataele nu este de obicei cotat cu prima șansă, dar poate oricând să producă o surpriză. Să reamintim că aceste partide din cheia în România sunt cotate la casele de pariuri. Până acum a fost o singură surpriză, spuneam, Andan Rezović, care avea 1,85 cotă în fața lui Peter Vondrăcic, care era favorit cu 1,75, a produs surpriza. În rest s-au calificat numai favoriții în semifinale. Este adevărat, și în primul sfert Duke Vini avea o cotă mai bună decât a lui Brecht Wallis. Aveți în imagine pe olandezul care a pierdut. Care a pierdut meciul de rezervă. Da, este vorba de Eșuin Baldra, care a fost învins de francezul Patrice Quaternaud, și l-aveți în imagine lângă o frumoasă doamnă blondă pe Remy Bunianski, dublul campion mondial 2003-2004 în circuitul K1, care a venit aici la invitația lui Daniel Ghiță, cu care s-a pregătit în Olanda pentru două săptămâni. S-a pregătit în Olanda și a venit să-l susțină pe Daniel Ghiță, pentru că i-a plăcut cum luptă și la antrenament chiar s-au bătut, cum se spune, da? Și Daniel nu a făcut niciun măcar un pas înapoi. Și lucrul acesta i-a plăcut și a folosit și lui Remy, pentru că a avut în următorul weekend, a avut meci și i-a prins bine. Da, am vizit Remy Bunianski pe Glaube Feitosa, noi urmărim a doua semifinală de la Cheia în România între Rezović dreapta și Mataele. Observăm că amândoi au școală bună de box și se urmăresc pe brațe. Neozelandezul folosește un croșeu de dreapta, de stânga, puternic. O serie puternică acolo de lovituri. Un schimb între cei doi. O lungă superioară pentru Mataele. Un croșeu de stânga. Ce croșeu percutat a încasat și un croșeu de dreapta. Clinci acolo. Iată schimburi puternice de brațe între cei doi.
Se vede că au o școală bună în spate. Încearcă să-l controleze la stomac cu acea directă Mataele. Eșeu de stânga, uppercut cu același braț pentru neozelandez, care dă senzația că el conduce lupta cum la începutul ei. Uppercut din nou. Eșeu de stânga pe contră. Deja Bozniacul a început să deplaseze puțin. Lovește pe interior. Low kick. Bozniacul nu are un fizic impresionabil, doar că este foarte puternic și are lovituri foarte dure. Atenționa Mataele de arbitru Cezar Gheorghe să nu lovească sub centură. Low kick pe interior. Ripostează cu același gen de lovitură. Mataele! Parcă le este teamă Ciprian celor doi luptători să se apropie, pentru că știu că sunt tari pe brațe. Da, da, da. Și de fiecare dată când se apropie, se lovesc. A ridicat mai greu piciorul acum. Mataele, stânga-dreapta. Croșetat în barba lui Redzovic. S-a lăsat puțin, iată, surprins și Remi Boniaschi de duritățile din ring. Bun. Remi poartă ochelari în această seară. Spunea într-un interviu pe TV Sport că îi ține pumnii lui Daniel Ghiță și speră să țină brațele ridicate. Daniel să nu aibă probleme cu Nobu Hayashi. Iată, schimburi puternice de brațe între cei doi. Bozniacul lovește mai mult din mișcare și întâmpină foarte bine cu croșeul cu brațul din față. Și chiar atacă. Serie dar bună de riposta croșe, este pe măsură a neozelandezului. A Rezovic pentru că a atacat Mataele. Low kick timid pe interior și pregătește atacul. O eschivă și un croșeu de dreapta, de stânga, frumos în bărbie. A simțit Rezovic că l-a agățat pe neozelandez. Probleme pentru Mataele care îl ține pe Bozniac. Și arată inima și sufletul de luptător Bozniacu. Ultima șansă în acest turneu cotat la casele de pariu. Redzovic pare că poate să producă surpriza și deci semifinale. N-a fost o întâmplare când l-am vins pe Vondracek. Au obosit totuși cei doi luptători acum pe finalul reprizei. S-au luat în brațe. Și urmărim secvențe din prima repriză. O repriză în care l-a agățat Rezovic pe Mataele de exact 2-3 ori. Probabil a câștigat repriza datorită... Început cea de-a doua repriză cu tatonorii între cei doi luptători. Joc de picioare bun pentru Rezovic, mișcare de rutare. Croșeu de stânga și un croșeu de dreapta. Antrenorul îi spune să insiste cu brațele mai mult. Un croșeu de stânga, de dreapta și iată. A căzut dezechilibrat. Rezovic arată că a prins, l-a prins, l-a prins. 4 5 6 7 numărat pentru numărat, această partidă. Ridică brațele și Cezar Gheorghe să ridice brațele. 5 Antrenorul îi spune să miște. Caută directa de dreapta, da, vine cu stânga, aruncă brațele pe interior, lovește acolo. Este puțin în dificultate Rezovic. Încearcă să țină la distanță Mataele, care are o alungă superioară. Brațul stâng se apropie și se tatonează cu directa de stânga. Low kick pe exterior pentru Rezovic, care aruncă, ajunge în colț. Acolo și intră neozelandezul din nou. Mataele. Okay. Îi se cere mișcare lui Paula Mataele din colț, să nu mai fie o țintă fixă pentru adversarul său. Croșeu de stânga, directă de dreapta pentru Mataele. Încearcă o scădere de nivel Rezovic, dar nu poate să plece de acolo. Și un croșeu de dreapta, spectacol, sub de dreapta și cade numărat pentru a doua oară Rezovic. Rezovic l-a surprins cu croșeu puternic. Aveți în imagine și pe Ray Sefo, al cărui boxer a pierdut în prima partidă. Este vorba de Duke Vini. Out! S-a terminat partida pentru Adnan Rezovic.
antrenorul său nu înțelege decizia lui Cezar Gheorghe. Și nu-i sala, mă înțeleg. Arbitrul s-a uitat către colțul lui Redzovici și a înțeles că vrea să-l oprească. Uai, întreabă Adnan Redzovici de ce m-ai oprit. O decizie puțin controversată. Deci... Să vedem dacă rămâne în vigoare ce a decis arbitrul Cezar Gheorghe. Thank you. Și iată aplauze, dar nu știu pentru cine. S-a terminat până la urmă partida, deci knockout tehnic. Remi Bunianschi zâmbește și el pentru ce s-a întâmplat aici. Paula Mataele parcă ar fi vrut să mai lupte și el, să-l mai trimită odată la podea pe Adnan Redzovici, care a fost numărat Bosniacul de două ori. A dat dovadă de bărbăție. Arbitrul îi spune că știe regula. Probabil la două numărători de reprize se oprește meciul. Publicul nu este de acord cu acest învingător. Probabil ar fi vrut să mai vadă o repriză de luptă între cei doi sportivi. Avem și împerecherea celor doi sportivi. În finală va fi Brecht Wallis cu Paula Mataele. Noi vom reveni iată câteva momente cu primul super fight din această seară. Meciul dintre Daniel Ghiță și Nobu Hayashi.